Salutare, oameni buni și da, e puțin ciudat pentru că unii dintre voi știți deja ce se întâmplă. Um, am aici în inventar niște chestii foarte, foarte interesante. Poate le-ați văzut pe stream um, atunci înainte când încercam să fac uh, sabia asta foarte, foarte șmecheră. Uh, da, știu, e un resai destul, destul de mare. E un resaipe extrem de mare Uh, și are atac infinit sabia asta Asta încercăm noi să facem chiar acum uh, Este cel mai greu Recyp din joc, nu există alt Recyp mai greu decât ăsta uh, Și dacă reușim să facem toată chestia asta Este foarte foarte șmecher Și ceea ce nu știam eu, nu știam cum să fac rus de neutronium uh, Și după cum vedeți Am aflat e Foarte ușor Avem nevoie de O chestie din asta Da E nevoie de ceva blocuri de quartz, de ceva blocuri de iron, de niște um, Crystal Matrix Eingut, chestie din asta foarte, foarte greu de făcut, de asta aveam noi nevoie de foarte, foarte mulți wither. De asta trebuia să batem noi foarte mulți wither pentru că trebuia să facem toată, toată chestia aia de acolo. Știu, sună ciudat, sună foarte, foarte ciudat, dar trebuie să facem neapărat să abia asta, ok. Azi mai facem încă neutron collector pentru că chestia asta ne ajută să facem Pile of Neutrons, adică uitați-vă și voi care e ideea. Trebuie să facem un... Deci din nou bucăți de Pile of Neutron, facem un Neutronium Eingat. Ok, și uitați-vă și voi care este ideea. Deci vine exact așa. Și facem 14 bucăți. Din 14 bucăți facem un Eingat. Uh, da, așa mă gândeam și eu. Știu, a trebuit să, să lucrez ceva pentru blocurile astea. Încă, încă două bucăți și facem încă un bloc. În sfârșit. Ok, haideți să vă arăt jos care e ideea cu chestiile astea. Da. Și uite, așa facem noi rost de neutron. Toate chestiile astea strâng foarte, foarte mult neutron. Eu mai înainte le-am golit, deci... Cred că nu mai e nicio bucățică prin ele Cel mai posibil nu mai e nicio bucățică uh, Deci chestia asta dacă le puneți Oriunde nu contează unde le puneți Astea craftează neutronium Astea sunt Deci Astea scot neutron, colectează neutronul Nu știu de unde, am văzut și pe internet și chiar nu știam cum să fac rost de neutron uh, Deci dacă știu vrei să faci rost de neutron eu Știu, e o chestie foarte, foarte simplă Uite, vei, uite acum a făcut rost de o bucățică Uite, exact, acum a făcut rost de o bucată Nu știu de unde face rost chestia asta de neotron Dar pe mine mă ajută Uite-te și tu Super, super tare, ok Chestia aia colectează mult neotron Vreau să umplu peretele astea plin de chestii din alea uh, Așa că e puțin ciudat ca să le facem pe toate Să fiu sincer Pentru că necesită foarte, foarte, foarte mult de muncă uh, Ok Ce avem noi până acum din, uh, din toată sabia aia? E atât. Mânerul. Easy. Atât. Un simplu mâner. Uitați-vă și voi cât cere să facem un singur infinite Iron. Te rupe. Pe bune, că te rupe. Toate toate, toate, toate chestiile astea, toate, toate chestiile astea uh, cer foarte mult Iron. Cer extrem de mult Iron. De fapt, nu doar Iron, cer foarte multe materiale pentru că fii atent, noi ca să facem un uh, un infinity crystal ca să facem un iron singularity chestia asta, trebuie să uh, punem un bloc de uh, de neutronium în mijloc și după aia să umplem peste tot, uite hai să luăm toate astea să văd dacă funcționează uh, ok, le punem așa pentru că momentan nu ne interesează și trebuie să umplu tot 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 recipe ul ăsta trebuie trebuie să umplu de 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 iron ca să o singură o din chestie din tot Deci vă să fiu, Sincer foarte foarte este foarte, foarte tot 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 foarte foarte, foarte tot 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 să de de să tot deci da, tot okay, trebuie să ne gândim la o tot metodă cu care putem face iron. Și fiți atenți ce, și m-am gândit, uite trebuie să scot de aici ăsta și să-l pun în chestia asta și acum o să o să vreau să duplic toate, toate uh, itemele. Pentru că uh, trebuie, să, uh, trebuie să scoatem cât mai mult iron dintr-o bucățică de iron, deci noi în momentul ăsta scoatem două bucăți de iron dintr o singură bucată de iron pentru că îl pulverizăm și asta ne ajută foarte foarte mult. Uh, sonor ne preajută și haideți să vă ce am făcut acolo cu ferma aia de uh, cu ferma noastră de iron, ferma de iron între ghilimele, pentru că eu am aflat că nu... wow. Wow, easy. Nu trebuia să se întâmple astea. Uh, ok, hai să să mergem așa frumos. Uite, de fapt hai nu hai să vă arăt de am crezut că mor acolo. Ok, fiți atenți, uitați-vă aici. Stai puțin să dau, iar să mai încet pentru că văd că e foarte, foarte tare. Și fiți atenți, uitați-vă și voi cât de e chestia asta. Am făcut aici un um, un vacuum chest care văd că nu știu de ce nu dropează silver iron, pentru că silver trebuia să dropeze iron. Am încercat să fac o, o din asta, un spawner de uh, golemi, dar n-am reușit. Nu no, a mers și uitați-vă care e cea mai șmecheră chestie în momentul ăsta, chiar îmi place foarte mult cum arată, îmi place extrem de mult cum arată, îmi place, îmi place tubul ăsta de experiență, deci noi colectăm experiență în chestia asta, chestia asta o, o bagă înăuntru și o transmite în experience obelisk, adică chestia asta are aici 27 de levele și vedem că tot tot crește, deci noi dintr-o fermă uh, pe care am zis la început că o facem de iron, am făcut... Bă, dar ce fac frate? Nu-i meresc aici gaura asta. Ok. Am reușit să facem o fermă de XP. Deci chestia asta este o fermă inepuizabilă de experiență. Și uite-l pe ăla cum aleargă înspre mine. Ăla e un Wither Zombie Skelet? Nu știu. Foarte, foarte ciudat. N-am mai văzut niciodată așa ceva. Și chestia asta mi se pare foarte, foarte interesantă. Pentru că noi o să începem să avem cât, nevoie de cât mai multă experiență. Um, și asta este foarte... Este un... Este un mod foarte, foarte ușor de a face experiență, de a face foarte, foarte multă experiență. Uitați-vă voi acolo cum se umple tubul ăla, așa foarte, foarte șmecher. Mi chiar îmi place foarte, foarte mult. Ok, hai să mergem înapoi acasă să vedem ce facem cu aerul ăla pentru că avem nevoie de foarte, foarte multe bucăți. Iar eu era să uit de um, alarma asta de incendiu, de um, intro-ul nostru super, super șmecher și uitați-vă și voi, 64 de bucăți What? Mi-a dat mai mult Stai puțin Trebuia să am două stecuri de 64 4 uh, Și văd că am mult mai mult Ok, bă, pe mine sincer nu mă deranjează pe mine, Nu mă deranjează chiar, chiar deloc Și eu acum mă duc și topesc toate chestiile astea Și o să-mi dea Iron Eingat Foarte, foarte simplu Ok Facem așa, punem astea Ținem asta aici în hotbar pentru că avem nevoie Uh, și cred că o să fac cât mai multe segmiluri și nu știu, trebuie să vă gândesc cum să fac o metodă mult, mult mai rapidă de a face rost de iron. Uh, dacă ai tu vreo idee, poți să pur și simplu să-mi o lași în comentarii și o să citesc neapărat comentariile pentru că sunt, adică am nevoie neapărat de cât mai mult iron și n-am nici mai mică idee cum pot să fac rost de mult iron. Uh, ok, 18 blocuri, doar 18 blocuri e puțin... E puțin cam puțin. E puțin cam puțin. Ok. Um, păi cred că știu cum putem face roz noi de iron. Dacă nu avem aici... Dacă nu avem aici iron, putem să mergem să minăm pentru că... De ce nu? Um, și asta, 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 ar fi singura modalitate momentan, cum am putea noi face rost. Trebuie să merg să iau o torță ca să, să, nu minez pe beznă și vreau neapărat să fac risai pola ăla, să văd dacă mi-aduc aminte bine uh, de pe internet cum, cum se făcea. Chestiile astea o să țin neapărat în inventar pentru că nu vreau să uit de ele, tot timpul o să le țin în inventar pentru că eu cam uit uh, um, din astea Uite, eu de exemplu îmi, îmi setez un goal așa pentru, pentru ceea ce vreau să fac în videoul următor. Și eu uit de, de ceea ce mi-am propus în video ăsta, așa că o să țin tot timpul ăla la mine ca să, um, să, să, nu am nicio problemă. Ok, mergem așa cât, cât mai mult în jos și o să-i dăm mare, mare bucată. Um. A, ah, ok. Uh, uitasem de chestia asta uitați de Dynamic Lights, era să să minăm iar pe best, Și se pare că o să trească să ajungem până jos la până jos la bedrock ca să fie totul flat și frumos. Uite, avem aici niște iron. Să fie totul așa flat, 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 flat și frumos. Uite, exact despre asta vorbeam. Și acum mergem și, și minăm așa în, în toate toate părțile. Încercăm să dăm de cât cât mai mult iron. Uh, și asta e puțin ciudată ideea pentru că nu știu dacă e o modalitate mai bună de a face rost de iron. Ok, chestia asta îmi dă foarte multă experiență. Uh, nu la fel de multă ca și... Uh, ca și Silverfish, dar... Dar acceptată. Tot timpul este un loc de mai bine. Uh, ok, aruncăm totul, toate chestia să la pentru că nu trebuie să, să avem nicio bucată de cobblestone la noi. Și văd că avem foarte, foarte mult diamond. Foarte mult diamond. 6 bucăți am luat de acolo. Uh, ia să văd, am pe el... Am pe el... Nu, nu am pe el uh, lapis. Deci ne va da patru bucăți. Și uite acolo o bucată de iscalium. Asta trebuie să o păstrăm Neapărat pentru că uh, trebuie să ne mărim uh, neapărat uh, generatorul Și trebuie cât mai mult iscalium, ok Și cum fac eu rost de mai mult iron? Asta nici eu nu știu uh, Niciodată n-am avut nevoie de atât iron, să fiu sincer Niciodată n-am avut nevoie de atât iron După aia gândiți-vă că fiți atenți Noi trebuie să facem Noi trebuie să facem chestia asta Noi trebuie să facem una și după aia trebuie să facem 2, 4, 6, 8, 10, 11 bucăți trebuie să facem ca să creem un singur ifi Infinity angle. Da, e foarte, foarte greu. E extrem, extrem de greu să facem chestia asta. Uh, și credeți-vă, fiecare trebuie să. Uite, lapis cu Redstone, cu Nether, cu Ultimate Stew. A, ah, ok, asta, asta e foarte ușor de făcut. Uh, cosmic. Cosmic Meatballs. Ce nume ciudate au și chestiile astea Au niște nume extrem, extrem Ok, asta e puțin ciudată Enderest uh, Pearl Ah, uh, Enderest Pearl Ok, știu, e foarte, foarte ciudat Are, are niște risai-uri foarte, foarte ciudate uh, Modul ăsta avariția sau cum se numește Da, uh, bun Nu o să zic avariția, știu că nu se pronunță așa uh, Dar asta e, frate Trebuie să vedem și noi cum facem rost De toate toate chestiile, astea. sunt extrem, extrem de curios la ce vă mai duce gândul când, când vine vorba de o fermă de iron automat, adică pur și simplu eu vreau să fie um, nu, nu contează dacă îmi dă un iron frate sau îmi dă doi iron sau nu contează dacă crezi că ideea ta e stupidă. Pur și simplu du-te, lasă un comentariu uh, și poate poate o să fac ideea ta, poate o să fac ideea ta. Uh, dacă eu vreau să fie și eficientă Um, și eficientă și bunicică. Ok, facem așa și dăm în continuare. Hai să vedem, până acum am scos, hai mai scoatem încă, o, un... Desfacem să avem un stack întreg, cred că l-avem direct pe ăsta. Uh, 64 ok de exact despre asta vorbeam Mergem înapoi acasă Și și îl punem la duplicat pentru că asta, cam despre asta e vorba acum, trebuie să duplicăm cât, cât mai mult, cât mai mult. Doar extrem, extrem de mult trebuie să duplicăm și nu știu, cred că e o șansă ca să ți dea unul. o singură bucată de iron, asta e ciudat, e foarte, foarte ciudat, ok. Uh, cum să facem noi... Dar oare nu este vreo altă modalitate pulverized iron. Oare nu-i vreo modalitate ca să îți dea mai mult? Uite, din asta e 10% șansă, din asta îți dă 200%. U. ce-i chestia asta? Tectonic Petroheum tectonic petroheu Cum facem noi roș de chestia asta? Petroheum dust. Ok. U, foarte interesant. Deci fiți atenți de ce? Pentru că uh, pe mine mă interesează foarte, foarte mult să scot cât mai mult iron dintr o singură bucată și faza e că noi dacă punem uh, fiți atenți, uite aici în pulverizer, uh, uite chestia asta, cred că putem să punem sau unde era? Ok, deci trebuie să facem din Thermal Expansion, trebuie să facem pulverizatorul cu argument, cu chestia asta cu Tectonic Initiator, uh, trebuie să punem Tectonic Petroheum uh, înăuntru și avem nevoie de a 10-a parte, deci 10 bucăți de MB, adică 1000 MB, înseamnă un bucket, deci uh, un bucket de apă e 1000 de MB, înțelegeți voi, super, super easy. Uh, deci di dintr-o singură bucată de asta ne dă 3 Înseamnă că trebuie să facem o fermă cumva automată de, uh, de chestia de petroheum Și cum facem noi chestia asta E foarte ciudat Mamă frate sunt niște chestii Sunt niște chestii la care nici nu mă gândeam că o să ajung Hai să vedem dacă măcar pot să fac o bucățică sau ce, ceva de genul. Asta e măcar să-l pun înapoi la uh, pulverizat. Uite să pune toate chestiile chestia. Asta imediat se fac astea. Cât de bine că imediat se se fac. Deci bine că am aflat de chestia asta cu um, cu ultimate furnace-ul pentru că ăla e cel mai șmecher lucru momentan. Sincer, să e chiar e cel mai șmecher lucru. Ok. Hai să încercăm să facem să facem și noi chestia asta, 17 blocuri nu mi-ajung clar nu mi-ajung mamă și mai am nevoie de foarte foarte puține uh, ok, aruncă în chestia asta vedem dacă am obsidian obs, nu am obsidian ok, trebuie să iau un bucket uh, uite, bine că am un bucket uh, gol iau o bucată de apă și mă duc înapoi acolo în mină, cred că în partea asta era mina dacă nu mă înșel uh, nu mai știu în ce parte era mina Uite, ve vedeți, acum mi-a dus aminte că eu am început Acolo un, un sat de um, Un sat de De jungle Și trebuie să-l termin Asta chiar trebuie să fac, trebuie să-l termin neapărat Ok, deci trebuie să iau neapărat obsidian Uite, facem așa Scoatem toate bucățile astea Punem multă, multă apă Ca să nu avem probleme Luăm tot cobblestone -ul. Și acum ar trebui să luăm tot, 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 Punem așa să nu avem probleme. Și acum hai să vedem dacă ne dă... Ia să le câte, câte bucăți de obsidian îmi dă. Și mi-a dat 26. Ok, ne ducem la pui acasă și trebuie să îl pulverizăm. Deci trebuie să îl punem în segmil. Trebuie să punem în segmil toată, toată chestia aia. Uh, ne, dăm, ne dăm acasă. Ce mai avem nevoie în afară? Avem nevoie de redstone și de clay. Clayul se cred că avem ceva clay, sper să avem ceva clay. Um, opa, nu așa, cl e nu, n-am clay, ok. Um, ne mai aici jos și sper să funcționeze. Ia să vedem, ne dă, ar trebui să ne dea pulverized coal. Deci dintr-o bucată ne dă 4. Ia să vedem, mai punem încă 2, să vedem dacă ne dă 8, 12 ar trebui să ne dea. Ok, super. Uh, Noi ce facem rost de niște clei, asta știu, cleiul foarte, foarte mult clei este în apă. Deci, dacă vrem mult clei, uite, mergem în partea asta. Mergem în partea asta și luăm foarte, foarte mult clei. Hai să vedem. Să ne uităm după clei. Ceva clei pe aici? Ceva clay? Ok. Și da friz? De ce i-a da friz? Nu înțeleg de ce i-a da friză, Ok și clay. Am și nevoie. O, oh, de mine din mesa. În mesa e foarte mult clay, dar nu e clay din la de care vreau eu. Că am nevoie de clay din ăla um, vanila. Deci clay vanila. Uite, să o luăm mai așa. Să ne ducem după să scăpăm de, de toată chestia aia Și cred că am văzut acolo ceva clay. Asta e clay cumva aici. Nu, nu e clay. Pe bune, deci acum stau, pur și simplu stau și încerc să caut niște clay pe care chiar l-am găsit acum. Ok, ne dăm iar teleport acasă Și hai să vedem Dacă putem să facem Petro, petro Redstone ar trebui să avem Hai de mine, exact o bucată pe bune Ăsta Cu cleiul ăsta Și cu cleiul ăsta Și nu știu dacă mai avem Uuu cum se face? O, oh, stai puțin, că aici e ceva, aici e ceva putred. E ceva putred aici. Avem nevoie de basalz powder. Ok Mamă, chestia asta mă, mă duce în multe chestii în care n-am fost niciodată Mă duce în extrem de multe chestii în care chiar nu am fost niciodată Și e foarte, foarte ciudat, fraților Chiar să fiu foarte, foarte sincer E extrem, extrem de ciudat pentru că niciodată n-am avut chestii din astea De exemplu, niciodată n-am folosit mystical agriculture agricult Culture, agriculture, ok? Uh, și noi șmecheri ca băieții, ok? Și este din agricraft. Mamă, seed analyzer, am înțeles, frate. Am înțeles, ia să vedem aici cum o ducem noi cu wood -ul. Ok, bine că avem ceva wood, vanila. Punem, aruncăm aici în untru. Aha. Ok, și o bucată de gles. Ia să vedem cum o ducem cu glesul, nu o ducem bine cu glasul sand. Mamă, deci pe bune, trebuie să mă duc la uh, la niște căutat de resurse pentru că se pare că nu prea am resurse, o să iau momentan uh, send ăsta de aici ca să l prăjesc. Uuuu 64, nici nu mă așteptam să fie atât, chiar să fiu sincer, nu mă așteptam să fie atât. Ok, luăm ăsta, ne ajunge momentan. Să facem o singură bucățică de um, De glass panel Ok, punem așa și ar trebui Să avem, nu, nu avem Normal că nu avem, de ce am putea avea noi așa ceva Și ce lipsește Oh, cobblestone Ok, cobblestone, clar avem Cobblestone, cum să nu avem cobblestone Și chestia asta Ok, seed analyzer Asta știu cum se folosește Um, o voi pune aici pe birou Și chestia asta pur și simplu analizează semințele și ne determină cât de puternice sunt Cât cât de repede cresc, cât de puternice sunt și toate chestiile Hai să luăm, uite, avem niște seed, luăm o bucată și vedem că instant ne-a aici undefined, adică necunoscute. Uh, ne punem pe scaunul nostru super super smecher, ne punem așa frumos ne punem subsidializer, îi dăm și ne determină că e 1 cu 1 cu 1 deci era imposibil să nu fie uh, altceva și noi acum ce trebuie să facem? Uh, trebuie să facem rost de o sapă uite facem așa o sapă hopa, era, era să zic că am uitat să fac o sapă uh, diamond, ceea ce este nelipsit de la noi ok și trebuie să fac niște stick din alea Niște bețe din astea speciale Uite crop sticks um, Wood Deci pur și simplu trebuie să fac foarte multe chestii din astea Ok am înțeles 64 Și acum putem să facem crop sticks Fiți atenți acum Asta e partea cea mai interesantă um, Deci Vine exact așa. Tre oh, trebuie un bachet de apă unde ar trebui să punem uh, um, toată, toată, plantația. O vom pune momentan aici afară doar ca, doar ca să vă arăt așa, să fac o mică demonstrație care e ideea și cum, uh, și cum arată. Eu să fac exact, exact aici pentru că arată foarte bine. Trebuie să săpăm chestii astea, trebuie să, trebuie să fie neapărat săpate, de fapt nu, nu trebuie să fie neapărat săpate, normal trebuie să fie săpate. Um, punem așa, Trebuie să fie cu apă neapărat De fapt, bă, să fiu sincer N-am încercat pe, pe Sandy Dirt Dar știu din uh, Știu cu dirt normal Cum se face așa că voi folosi Dirt normal Ia să vedem dacă am pe aici Uite, Dirt, exact, Dirt din asta um, Și fiți atenți care e ideea Ok Trebuie să punem Trebuie să punem neapărat Două bucăți din astea, așa Nu, de fapt trebuie o bucată pusă Pe asta trebuie o bucată După aia plantezi, de prima oară pui bețele și după aia plantezi Și acum pui Câte două pe margine Ce se întâmplă? E foarte, foarte, uh, foarte easy uh, Deci, fiți atenți Planta de aici din mijloc Asta o să crească, când o să crească mare De fapt, ia să mă duc să niște bonil Sigur am niște, niște oase pe aici Uite, exact aici Ok uh, hai să o creștem și asta când crește o să transmită gena mai departe gena asta va fi transmisă în una dintre părțile astea e ca și cum uh, de exemplu bate vântul să zicem așa uh, și pică sămânța o aruncă vântul uite de exemplu pe, pe pământul ăsta fertil că aici e pământ fertil că degeaba pică sămânța aici dacă, dacă pământul ăsta nu e fertil și pică doar, doar în părțile laterale, adică pe părțile flat, adică pe cele patru părți. Uh, dacă pică sămânța aici, va apărea, va apărea o sămânță și noi trebuie pur și simplu, nu trebuie să o lăsăm să crească, pentru că dacă crește se, se va face iară 1 cu 1 cu 1 uh, și trebuie să o să o tăiem când e încă sămânță și să o punem în Seed Analyzer. Știu, e foarte ciudat, foarte complicat, o să fac, o să fac foarte, foarte multe din astea. Uh, uite, uite, exact despre asta vorbeam. Uite, exact despre, uite, vedeți, e undefined și acum o să se dea upgrade. Acum o să se dea upgrade la chestia asta. Poc. Și acum o să ne dea 2 cu 1 cu 2. Ce o să facem noi acum? O să fie foarte, foarte easy. Spargem asta, lăsăm asta cu 1. Asta putem să o aruncăm. O ținem pe asta cu 2. Nu, no, de fapt invers trebuie să punem. Trebuie să pun prima oară sticurile. Trebuie să pun... Unde e, mă? Uh, am spart-o din greșeală. Sper să, sper să fie iară 2 cu 2, 2, 2, cu 1 cu 2, că dacă nu e, e nașpa. Ok, mă, mă enervez. Deci trebuie să, trebuie să nu mai greșesc. Trebuie să nu mai greșesc. Ok, pe fraților, păi cam acesta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Uh, am avut foarte, foarte multe chestii interesante în acest video. Deci am început uh, recypul pentru cea mai bună sabie din joc. Am început aici un nou mod, AgriCraft, care e un mod foarte, foarte interesant. Uh, putem face foarte multe lucruri cu modul ăsta. Putem face chiar un sistem de stropitori. Cred că putem să avem un sistem automat de stropitori. Asta e foarte, foarte interesant. Cel Valve, ok, chestia asta o știu. Um, și cu, uite cu chestia asta, Irrigation Channel. Foarte, foarte interesant. Deci, băi, fraților, cam asta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut. Eu am fost Sami și v-am pupat. Pua.